Hai să salut, băieți, și bine ați găsit la un nou videoclip. Astăzi o să facem 76.000 de trofee. Știu că ieri am postat 75.000, dar vreau neapărat să-l postez și pe acesta, pentru că s-ar putea să mai pușesc și nu vreau să rămân în urmă cu episoadele, pentru că vedeți și voi, l-am postat pe ăla și deja am reușit să fac 76.000. Așa că apăsați butonul de like să faceți cât mai multe, desigur să vă abonați dacă nu ați făcut-o încă, iar noi haideți să trecem la video. Primul nostru match, bă, o să jucăm cu brawlerul acesta nou, Miko, suntem și în vreo 800 de trofee, deci puțin mai low, pentru că pe el am vreo 400 aproape, ceva de genul, așa că vreau să-l urc puțin să fie cât mai ușor, gen să fac astea 100 de trofee rămase, pentru că am pușat destul de rapid, am făcut câțiva brawleri 1100 astăzi și nu prea am fost atent, nu prea am filmat meciurile, dar eu zic că e ok și așa, nu, o să punem și câteva meciuri în showdown să vedeți cam cum se descurcă brawlerul acesta. Momentan încă nu l-am pușat chiar atât de sus, adică nu l-am pușat mă în sus, probabil că o să-l duc direct rank 35 dacă e să fie, dar momentan nu m-am axat foarte, foarte mult pe el. Din nou îl păstrez mai mult pentru situații în care, bă, nu prea poți să pușești sau, nu știu, scazi într-o veselie și mai departe și îl păstrez pe ăsta, hai să-l fac, știi? Să fac trofele la loc. Cam pentru asta îl păstrez eu. Hai mă că e gol, nice, bun. Avem 1-0, suntem la vreo, bă, nu știu exact câte trofei distanță, dar le facem foarte lejereanu, zic eu. Momentan suntem și în raj de trofee multe, nu? Două videoclipuri cu 1000 trofee diferență între ele la o diferență de o zi e destul de ok, zic eu. Bine, am avut 500 acolo și 500 am făcut astăzi. Testăm și în showdown acum, pentru că valorul ăsta este destul de bun în showdown, cel puțin cu star power-ul acesta care e boxurile astea super instante, că bă, le dai două hituri la propriu, dacă ai 4 power-up-uri, efectiv dai one hit la fiecare cutie, ceea ce e destul de mult, zic eu. Dar chestia e că e destul de buguit Miko în Power League, pentru că damage-ul îl mărește foarte, foarte mare fiecare power-up, sau chestie de damage în plus, îi mărește extraordinar de mult damage-ul, deci se simte foarte, foarte tare pe el. Din nou, deci de la 2000, cât dă el 2100 la power 11, gen fără nimic, cu 4 power-up-uri dai undeva la 4000 și ceva, deci uitați-vă și voi cam cât de mult damage poți să dai. Și e destul de insane brawlerul acesta, cel puțin în showdown e foarte, foarte bun după părerea mea. Probabil unul dintre cei mai buni brawleri de showdown. Hypercharge-ul nu este chiar atât de insane, dar din nou, este buguit în teorie și hypercharge-ul lui, pentru că eu, cum să vă zic, când îți dai acel hypercharge, să știți că vă dă boost-ul ăla de damage în plus, din damage-ul ăla în plus, și efectiv îți mărește mult, prea mult damage-ul, e insane de mult cât ți-l mărește. Hai să lăsăm pe băiatul ăsta să câștige, pentru că nu prea vreau să facă winner la showdown. Așa că haide mă omoară mai rapid, hai să trecem la următorul match. La următorul nostru match, bă, ne apropiem destul de rapid de 76.000 de trofee, ceea ce este, ăla chiar mi se învârte. Deci e super, super tare, avem 4 power-up-uri de început, e chiar bine mă, chiar e super, super, super bine. Aproape, bă, nici nu știu, aș vrea să-l pușez în teorie, dar parcă mi-e lene așa puțin, îl mai și păstrez pentru win streak, s-a băgat și win streak-ul înapoi. Deci trofeele se fac mult mai ușor decât ați crede, e ilegal parcă să iei atât de multe trofee într-un match dacă ai win streak-ul ăla, se mai poate pierde pentru că na, ce e drept, e drept, se mai pierde un alt tablou, dar nu asta este important, chestia cu win streak-ul e că îl faci destul de ușor, trofee multe, iei chiar foarte, foarte multe, chiar și în trofee foarte mari, ceea ce este super, super mișto. Dar acum nu știu, probabil că toată lumea face trofee foarte ușor, pentru că win streak-ul ajută extraordinar de mult. Totodată îți trebuie și brawler bun, că na, e mai greu să pușezi brawlerii mai slăbuți, dar se poate, nu zic nu, pentru că se poate, adică chiar reușești să-i faci, doar că trebuie să ai și cu echipieri buni, brawler bun la tine în echipă și se poate realiza destul de lejereanu, să zic eu, ceea ce este ok, pentru că bă, am pușat ceva brawlerii 1100, așa că ăsta chiar s-a dus în aer, în fine, hai că lăsăm să aterizeze, de fapt nu, hai mă să mergem după el și-l omorâm, n-are nicio șansă, n-are ce să-mi facă. Ia mă, îi dau un hit? Da mă, 9600 îi dau. Meciul ăsta, bă, cu Miko dacă ai multe power-up-uri e absolutamente imposibil să pierzi. Pur și simplu, uite și pe băiatul meu. Mai e unul, nu știu unde se ascunde. Oricum o să-i las win-ul. Ok, asta e peste mine. Hai că lăsăm lui băiatul ăla win-ul. O să-l omorâm pe ăsta săracul care habar n-are cred că ce s-a întâmplat.
sărim în Poison și hai să trecem la următorul meci. Let's go, haide să trecem și la următorul meci. Bă, momentan meciurile sunt chiar foarte ușoare. Bine, în trofeele astea mai merg. Uite câte cutii sus. Bă, sunt ale mele, sunt Charlie, pleacă, dă-i drumul de aici. Așa credeam și eu. Ei nu s-a riscat, știi, să vină pe mine. Oricum, am 5 power-up-ul deja, meciul e foarte asigurat. Văd că se și bată ea. Hai să luăm și cutia asta frumos. Avem 6 momentan. Uite-o Shelly. Hai că o batem pe Shelly. Cum are ăsta ulta? Bine pe Gadget, hai că ai plecat. Ai plecat. 9 power-up-uri deja, mai sunt 5 în viață. Băi, nu știu ce au făcut ăștia. Deci sunt efectiv toți morți. Mă rog, 4 morți, că n-am făcut 3 power-up-uri gratis și mai au și o cutie acolo. Da, am câștigat meciul. Ok, cred că e timpul să trecem la următorul, nu? Cine să mă poate, că nu mă bate absolut nimeni, n-are cine să mă bată. Hai să batem pe Feng, să fim în top 4. Hai de Feng, că ăsta e degeaba. Ultima, l-am văzut pe ăla. L-am văzut pe cineva aici, că s-a regenerat. Nu știu exact ce e, dar fiți atenți, mă prefac că nu știu că e acolo și sar pe el. Da, era cineva. Am văzut pentru o secundă că s-a regenerat cineva aici în colțul ecranului, nu știu dacă ați observat. Bă, da, meciul ăsta, sincer, a mers extraordinar de rapid. Este deja win, nu știu exact unde e ultimul ăsta, mă rog, ultimii doi, abar n-am pe unde sunt. Aparent se bat acolo. Oricum, o să-i lăs pe ei să câștige și noi, haide să trecem la... S-am făcut și cu con. Trecem la următorul meci. Bravo, Charlie. Ultimul nostru meci pe acest videoclip. Uite-mă, pe... Ce e ăla mare? Doug? Doamne, ăștia chiar joacă Doug în showdown. Cel mai inutil brawler. Avea la Doug acolo, nu știu dacă l-ați văzut. Plin de Miko, pentru că e ceva normal. Hai să luăm noi power-up-urile astea rapid. Bam, bam, avem 4. Bun, deci acum practic luăm... Uite-l pe Casey cu Doug. Bine, nu e reală, vă dați seama, dar... ai murit, Casey. Te-ai dus. Te-ai dus. I-am dat cu gadgetul în cap. Asta chiar au pus PNG pe mine. Hai să sărim frumos pe power-up. Ignorăm PNG pentru că oricum n-au ce să ne facă. Avem 6. Hai să luăm să avem 7. Păi e extraordinar de OP să ai foarte multe power-up-uri cu Miko. Îți dă mult prea mult damage, pur și simplu mult prea mult damage în plus, e ilegal, cred că o să facă ceva cu treaba asta pentru că nu e ceva normal să îți dea atât de mult boost damage, dar cine știe, având în vedere că a fost update-ul deja făcut, gen și au reparat anumite bug-uri, presupun că vor ei să-l lase așa, altfel, nu știu, nu-mi explic, avem deja 10, cred că e GG, nu? Da, e GG, că mai sunt ăștia, pe aici care se bat, de fapt sunt 3 care se bat, da, mă rog. Nu o supraviețuiește nimeni în afară de mine. În fine, o să lăsăm pe ultimul să câștige. Și cam ăsta a fost videoclipul. Cam atât pentru astăzi, sper că v-a plăcut. Acum știu că am mai jucat la mai puține trofee, dar nu cred că are chiar atât de mare relevanță. Următoarele videoclipuri desigur o să fie cu trofee mai mari, pentru că deja am acumulat ceva. Suntem în drum spre, nu știu, pe 6 România momentan. Ne apropiem deja și de King, de Larissa, de Kronos, mai avem puțin până la el, dar o să ne apropiem destul de încet și de băieții aceia, iar până atunci am fost așa și noi de toitoare, numai bine, pa, pa!